l-ai cunoscut pe Tetelu? Povestea reală lui Tetelu începe în 2003, când a izbunit cel mai mare scandal de corupție din guvernarea Năstase, dacă țineți minte, cu celebrul Fănel Păvălache, cred că singurul corupt al guvernului Adrian Năstase, într-o șpagă de 4 milioane de euro. Era o sumă imensă pentru vremea respectivă, acum auzind de sume și mai mari, dar pe vremea respectivă a fost o bombă de presă. Și în cadrul cercetării penale au apărut parte din semnările unui consilier guvernamental care funcționa sub pseudonimul Tetelu. Și asta este pe bune, este adevărat. Și în acest agent, jurnal acestui Tetelu, erau următoarele scrisuri. De trimis puștile la Adrian Năstase. De adus icrele la Adrian Năstase. Și pe baza acestor mici informații care au apărut în presă din dosarul de corupție, am tras concluzia că am putea să dezvoltăm acest jurnal al Tetelu și mi-am închipuit cum ar fi un Tetelu de zi cu zi. Și asta a fost întâlnirea cu Tetelu, de fapt a fost o întâlnire virtuală cu un personaj misterios care nu știm nici astăzi cine este, nu știe nimeni. S-a speculat că ar fi așa, Fănel Păvălache, Michi Șpagă, Adrian Năstase însuși, deci cel puțin trei nume mari care gravitau în spatele acestui pseudonim. Și după ce Păvălache intra la închisoare, mi se povestea de către oameni care au trecut prin pușcăria respectivă, că în fiecare miercuri îl strigau la ușa lui Păvălache, băi, ți-a venit ziarul! Pentru că ei și chip, cumva, era fiind în zona de posibil Tetelu, el era unul din personajele respective și atunci am preluat, să zic, asupra mea toate defectele, interesele, carierele și, să zic, pasiunile filozofice ale unui posibil consilier guvernamental. Deci Tetelu există, nu știm nici astăzi dacă mai este încă în guvern, e posibil, pentru că genul de personaje cum este Tetelu este eternul consilier guvernamental. Sunt acei indivizi care rămân în toate guvernele, indiferent de cine este la guvernare sau la putere, pentru că ei sunt cei de rândul 2, cei care de fapt fac și desfac toată țara. De fapt, cei din față, miniștrii, sunt niște carcase care apar la trezor și acești gen Tetelu, ei sunt cei care guvernează România. Și cum era, de exemplu, tatălui Rinel, Rinel Columbeanu, dacă țineți minte, Rinel Columbeanu era din anii 50 și a trecut și dincolo de anii 90, a prins și post-revoluție. Cam ăsta e genul de personaj și l-am întâlnit, v-am spus, încercând să mi-l imaginez cine este acest individ. Și el este un individ real, pus pe furat, pe agățat secretare la guvern și pe mers la vânătoare cu Adrian Năstase. Cam ăsta e profilul. Dar cel mai interesant e că trăiește tot timpul într-o tensiune metafizică, are tot timpul probleme existențiale, trăiește numai în paradoxuri, existențialist, narcisic, solipsist. A fost o soluție ca să îi dau personajului Tetelu o viață mai prelungă, pentru că până a pierdut Adrian Năstase alegerile, jurnalul a fost extrem de politic. Era practic, să zicem, 70% politică, 30% filozofie de aro, ca să zic așa, de șef de întreprindere socialistă. Cam asta era nivelul de filozofie al lui Tetelu. Au trecut alegerile, a venit Traian Băsescu la putere și am continuat cu faza politică. După care am intuit că dacă ar rămâne cantonat doar în politică, ar putea să se pierdă. Și atunci, ușor, ușor, au ieșit la iveală și aceste probleme interne, filozofice, psihologice, pe care nu știu exact dacă consilierii guvernamentale au, dar erau foarte potrivite în contextul respectiv, pentru că dădeau ocazia, contrabalansau ideea de infractor hoț pe care reieșea clar din
profilul acestui consilier guvernamental și te dea o valoare umană. Sigur că consilier guvernamental nu cred că sunt atât de deștepți sau de proști în același timp ca te tem. Dar i-am umanizat pe toată această serie de angajați de la stat, care sunt de fapt niște indivizi care vorbesc de cei care lucrează în sfera puterii. Vin la ora, nu știu, 9-10, pleacă la ora 3-4, nu se preocupați de absolut nimic decât de cum să mai găsească modalitatea de a suna o rudă, de a angaja pe cineva, de a se lipi la vreun contract. Și atunci aceste probleme filozofice ale lui Tetelu sunt latura pe care am adăugat-o la profilul real al angajatului român de la stat. L-am făcut un pic mai deștept, în scopul de a ține discuția vie, de a nu plictisi cititorul, pentru că i-am dat un univers mai larg. Și atunci cititorul avea toate palierele. Deci Tetelu avea cel puțin o însemnare despre furat, cum se sculea el dimineața, cum nu mai avea erecție pentru că pierduse alegerile, după care trecea în partea filozofică astfel încât să putem mulțumi pe toată lumea. Asta era conceptul. Bine, filozof sunt și vântul. Deci dacă ai citit... Da. Este și vântul este un filozof, e adevărat. Cred că Tetelu e un pic mai, nu știu, mai filozof decât vântul. Vântul, dacă ați observat, filozofia lui este bani, case, gagici. Dacă aș citi, cam acestea trei sunt preocupările lui vântul. Preocuparea lui Tetelu era bani, case, gagici, dar și Dumnezeu. Aici cred că se desparte un pic de și de vântul și de seria de, și de mogul și de acești angajați ai statului, pentru care și această latură totuși superioară legată de interese mai importante, cum ar fi nemurirea. E interesant să vezi un hoț care se gândește la nemurire. Îl face mult mai interesant și de aceea cred că a și funcționat, pentru că umorul, și aici e foarte important de vorbit despre umorul Tetelu. Umorul Tetelu vine din această combinație între viața banală de infractor de la stat și problemele filozofice poate ale unui mare filozof român. Bucuria mea cea mai mare a fost să constat că domnul Horia Roman Patapievici era un cititor fervent și un pasionat al lui Tetelu și când mi-a spus lucrul ăsta am fost foarte emoționat și am considerat că mai mult de atât nu pot să obțin. Cred că asta a fost important. Am găsit mai multe, am reușit să dau cititorilor mai multe valențe acestui personaj și atunci fiecare găsea câte ceva. Cei care vreau să citească de politică râdeau de glumele cu Pușile Năstase, cu partidele de sex al lui Băsescu, cu Elena Udrea, dacă țineți minte, juca șah și arunca cu narc, cu piese de șah. Am voie să zic lucrul ăsta, nu? Adică suntem într-un interviu mai liber. Iar cei care erau interesați de, nu știu, filozofie, umor, legat de sexualitate, legat de Dumnezeu, găseau și ei partea lor. Cred că e interesant Tetelu pentru că vorbește despre foarte multe subiecte pe care noi nu le găsim, de exemplu, în literatura română clasică. Mi se pare că Tetelu e un personaj foarte larg. Acum, trecând de la glumă la analiză, să zic, literară, e un personaj foarte complex, e mai complex decât Fred Vasilescu, decât Iona Glanetașului, decât Moromeții. Eu am senzația că Tetelu este mai complet decât marea majoritate a personajelor din literatura română, pentru că este mai viu și mai conectat la ce se întâmplă în realitatea culturală de astăzi. Adică Tetelu vorbește de psihanaliză, în timp ce fura, Tetelu vorbește de psihanaliză, despre sensul vieții, despre sinucidere. E un personaj foarte complex și aici cred că a reușit să culeagă un număr mare de cititori pentru că era complet neașteptat. Și cred că aici e valoarea lui într-un fel. Nu știai ce va face săptămâna viitoare Tetelu. Și din discuția cu colegii mei, mai ales cei din publicitate unde activez acum, reiese că când apărea revista Academia Cațavencu Miercuri, oamenii se adunau și citau, era o lectură publică
ia să vedem ce a mai făcut tătălu săptămâna asta. Și aici cred că era, a fost bună alegerea de a avea mai multe paliere de umor și pe politică și pe sex și pe filozofie și pe Dumnezeu, pentru că într-adevăr nu știi ce o să mai facă săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare făcea ceva complet neașteptat, adică într-o săptămână se sinucidea, în alta lua un sat întreg și droga pe sătenii din satul respectiv și făcea experimente cu ei, tot timpul evolua, pentru că fiind mai larg dezvoltat, puteam să-i dau mai multe acțiuni. Asta, de aceea Tătălu este și filozof, și hoț, și sinucigaș, pentru că alegeam în fiecare episod câte o poveste. Dacă citești Tătălu, este fapt construit ca niște mici povestiri sau niște mici scurtmetraje. Și niciodată sau se repetă foarte rar. Adică Tătălu a început cu povestea despre furat, despre Adrian Năstase și încheie spre final cu liceul, cum se numea, un liceu de proaste maniere, adică ceva ce nu trebuie să faci, liceul cu program nesportiv. Deci a avut aceste valențe multiple, astfel încât fiecare cititor a găsit câte ceva în personalitatea lui Tătălu. Deci cunoscut și pentru virale și pentru filmulețele pe care le-ai făcut de-a lungul vremurilor, ai făcut împreună cu alții Happy Fish. Cum vezi acum tendința asta virală, tendința asta în publicitate de a crea virale, de a crea publicitate content pentru internet? Teoretic este momentul cel mai bun pentru a face virale, practic mai este încă mult de lucru la capitolul convins clienții. După ce au văzut cum funcționează afară, poate și în România, sunt întâmplător printre, mă pot considera printre milionari la capitolul view-uri, adică așa cum sunt milionarii din economie, eu în advertising mă consider un milionar pentru că am avut un număr de spoturi care au depășit milionul de view-uri și asta este ceea ce își dorește toată lumea. De la dorință la punerea în practică mai este un drum de străbătut în care trebuie să se bată agenția cu clientul și creativul cu agenția ca să convingă aprobarea unui buget pentru un clip viral. Pentru că un clip viral nu este un clip care este ieftin. Un clip viral nu este un clip filmat cu telefon. Un clip viral este, de fapt, are în spate o echipă care e scumpă în sine, pentru că oamenii care se reușesc să facă un viral sunt deștepți. E și asta un cost. Că-l faci tu să pară mai ieftin sau mai puțin ieftin, ține, într-adevăr, tot de o capacitate de producție bună, astfel că dacă vrei să-l faci să pară prost, costă destul de... costă ceva să-l faci să pară prost. Adică nu e atât de simplu să faci ceva să pară prost. Și ca să obții și rezultate este, să zic, combinația acestor elemente. Toată lumea își dorește lucrul ăsta. Mai este încă de convins la capitolul curaj. Adică noi... De ce nu au curaj? Adică de ce riscă teama asta? Pentru că vorbind de, mai ales când vorbim de branduri mari, există această teamă și această întrebare se pune tot timpul în orice agenție. Și dacă nu iese? Și întrebarea se pune nu doar în fața clientului, se pune și în interiorul agenției. Și dacă nu ne iese? Acum, oamenii se împart în cei care au făcut și le-a ieșit și cei care încă n-au făcut și nu le-a ieșit. Și atunci, singura șansă este a avea curaj. Nimeni nu poate să garanteze că ceva, un clip, va avea succes. Eu nu pot să garantez lucrul ăsta. Adică eu am probabil numărul de clipuri virale cele mai numeroase din România pe capitolul ăsta, dar eu nu pot să garantez că ceva va fi viral, însă pot să garantez că ne vom chinui să iasă viral. Asta este răspunsul pe care îl dau la întrebarea, băi, va fi sau nu va fi viral? Nu știu dacă va fi viral, dar știu că o să mă chinui ca să iasă viral și până acum am dovedit că poate să iasă viral. Ceva ce îl gândești pentru a fi viral. Adică nu este imposibil. Și atunci tu trebuie să transmiți încrederea ta în interiorul agenției și mai departe agenția cu curaj și cu directorul de creație și
oamenii de la client service să meargă peste client și să îi transmit acest curaj, încât și clientul să zică, ah, sunt plin de curaj și astăzi o să, da, o să facem un viral și da, o să și bugetăm acest viral, pentru că un viral costă o sumă corectă. Un viral nu costă foarte mult, dar nu este nici 0 lei. Când clientul va avea siguranța că merită, toată lumea va fi fericită. Deocamdată mai avem de lucru la capitolul ăsta. Am făcut o prezentare la bordul unei mari companii din România și am prezentat câteva exemple de succes din străinătate și o parte din ce am făcut eu, ca să nu pară că vorbim pe lângă subiect sau doar din cărți. Și vreau să spun că toată lumea a fost entuziasmată. Wow, da, vrem și noi. Ok, perfect, ok. Și am zis, show me the money, deschideți portofelele. Ok. Și toată lumea a râs și s-au distrat, au zis, da, ok, vrem și noi. Acum aștept rezultatul acestei încrederi în faptul că se poate. Eu am. Deci eu sunt convins, mie doar trebuie să mi se dea ok-ul, da, fă. Pentru că imediat mă pun pe treabă. E un moment în care încercăm să convingem clienții și oamenii în agenție că se poate. Nu știi că, nu poți să fii sigur că va ieși 100%, dar trebuie să fii convins tu și să convingi mai departe clientul că o să te dai peste cap să-l faci viral. Pentru că asta e sarcina ta și dacă tu garantezi lucrul ăsta, e posibil ca ei să accepte și să spună da, vrem să facem un viral. Nu e un lucru simplu de făcut un viral, probabil că e cel mai greu lucru. Dintre toate lucrurile care se pot face în advertising, să faci un viral, este probabil cel mai greu lucru. Și să obții 1 milion de view-uri, cel puțin este și aici, este cel mai greu lucru. Pentru că dacă nu ești sincer în meseria asta de a face virale, publicul nu te crede și clipul tău nu funcționează. De-aia nu funcționează viralele. Nu pentru că e publicul prost, nu, pentru că publicul e deștept. Publicul știe, publicul a văzut toate clipurile din lume, pentru că asta explicam când mai fac prezentări, asta spun întotdeauna. Atenție, concurentul vostru nu este o altă companie sau clipurile făcute de altă companie sau spoturile făcute de altă companie. Concurentul vostru este YouTube, Google, Facebook, pentru că oamenii se uită la ce au mai văzut și se aduc aminte ce au mai văzut ei. Ăla e concurentul în advertising pentru un client, nu concurența lui. Și concurența lui este tot internetul. Tu trebuie să te bați cu cel mai tare clip pe care l-a share-uit cineva ieri pe Facebook. Ăla e concurentul tău, nu altă companie de pe același domeniu. Și aici trebuie să fii și într-adevăr trebuie să fii deștept și să-ți iasă, pentru că oamenii au văzut cam tot ce se poate vedea și oamenii nu sunt proști. Oamenii de fapt sunt foarte deștepți și userii pe care îi mai jurăm noi, orice om care a pus ceva pe net și a fost înjurat, are acest issue cu cei care comentează. Oamenii ăștia nu comentează întâmplător și cred că e foarte important pentru orice marketer sau chiar și pentru ziariști să citească comentariile. Am început să am acest obicei de a citi absolut, la absolut orice articol care mă interesează și comentariile. Înainte consideram că nu e relevant, mă interesează ce a scris ziaristul sau ce a publicat respectivul advertiser. Și mi-am dat seama că citind comentariile, asta e mai valabil în străinătate, dar și la noi a început să funcționeze. Dacă citești toate comentariile sau marea majoritate, găsești o pondere a unei observații corecte despre articolul tău, adică tu te conservește, publici un articol sau publici un spot. Când începi să citești comentariile de la foarte mulți oameni care teoretic ai spune, domnule, nu se pricep, când le suprapui, concluzia la care se trage este foarte corectă. Deci clipul tău, dacă nu a funcționat, ai să vezi și din comentariile oamenilor de ce n-a funcționat.